Bună dimineața tuturor, vă salutăm. Suntem în data de 10 aprilie, este o zi frumoasă de joi, de primăvară și urmăriți prima oră. Și cine nu s-a întrebat ce să facem ca să ne reușească în afaceri? De cele mai multe ori totuși este nevoie de un capital inițial. Poate tinerii de astăzi nu dispun de sume mari pentru investiții, în schimb câștigă prin altceva. Prin atitudine, entuziasm și alte calități dezvoltate de proiectul Angry Business. Sunt la prima ediție a proiectului, dar deja strâng roade. Angry Business este o școală cu profesori care au reușit să se afirme și să se realizeze deja în domeniu. Tinerii dornici de a-și pune pe roate propria afacere au posibilitatea de a învăța pe greșelile altora. Regula de bază pe care o are proiectul respectiv este nu poți să nu faci. Adică dacă astăzi am aflat o informație și am dat-o temă de acasă, până data viitoare el trebuie, este obligat să facă, altfel pleacă pur și simplu de la curs. Asta e participanții ca în astea 8 săptămâni să aibă rezultatele pe care deja le vedem aici, inclusiv prin produsele sau serviciile care le livrează. În timp ce alții stau comozi și se mulțumesc cu ce au, unii muncesc și reproduc în realitate visele și scopurile. O mare parte din participanții acestui coaching sunt tineri doritori de a-și face o afacere, dar care nu aveau o afacere și chiar care nu aveau o idee de business. Să vă spun mai mult, chiar care nu au făcut facultatea de economie. Cei care doar își doresc din tot sufletul să-și facă afacerea prin care să aducă valoare societății în care trăiesc. Aici au venit, și-au găsit nișa de business, au început să o testeze și să aducă rezultate. În vânzări. Rochii de mireasă exclusive, uniforme școlare, servicii IT, produse alimentare și alte zeci de idei de afaceri sunt deja în curs de derulare. Ideea de afacere este producerea și comercializarea sandwich-urilor ambalate în vacuum și cu injectarea unui gaz special. Cursul dat a fost foarte util pentru mine. Eu nu sunt la început, mai am careva activități deja de 4 ani, însă acest curs mi-a structurat foarte clar pentru anumite poziții ce trebuie să fac și în ce moment. Ideea de afacere a Alexandrei a apărut dintr-o necesitate proprie. Produse alimentare pentru persoane care au intoleranță la mâncare ce conțin gluten. Merg și eu la cursul la Angry Business și îmi place foarte mult de ei, că ei ne ajută să inițiem o afacere și să o ducem până la capăt cu mult succes. S-a început toată povestea de la fiul meu, care la vârsta de un an și ceva a fost diagnosticat cu sindrom de malabsorbție intestinală, dar inițial cu boală celiacă și era evident că nevoie de produse fără gluten, care noi nu le puteam găsi la noi în supermarketuri, chiar și pe piață obișnuită. Majoritatea produselor noi le importam. Cu un proces imaginație și 99% de muncă, ajungi să-ți vezi visul cu ochii. Dar asta doar dacă vrei cu adevărat.